informații noi în această seară. Președintele Ucrainei spune că a fost informat că miercuri va fi ziua atacului Rusiei în Ucraina. Nu a declarat de unde a venit această informație. Și o declarație a ministrului de externe al Franței care spune că toate elementele sunt în poziție pentru un atac generalizat al Rusiei în Ucraina. În studioul Digi24 este fostul ministru de externe Cristian Diaconescu. Bună seara! Bună seara! Cât de serios e momentul? Foarte greu a face o predicție chiar cu o marjă tolerabilă de adevăr. Din punct de vedere al poziționării militare, Ucraina în acest moment este aproape complet înconjurată, în afară de portul Odessa și poate Constanța, practic ei nu mai au ieșire în niciun fel spre vest, afară de frontiera terestră. Marea Neagră, jumătate, este ocupată. Interdicțiile A2AD, interdicțiile de zbor și de navigație sunt operaționale. Deci agresiune în desfășurare. Nu e neapărat nevoie să se tragă glonț pe țeavă. În momentul în care Marea Neagră, practic prin Marea Neagră, nu mai trece nimic, iar Ucraina este ocolită de toate cursele aeriene, nu mai zboară niciun avion occidental sau de niciun fel peste Ucraina, putem să considerăm că suntem într-o agresiune. Deci, practic, drepturile care țin de suveranitatea acestei țări sunt blocate în acest moment. Deci, din această perspectivă, situația este cât se poate de complicată. Nimic din dialogul pe care președintele Putin l-a avut cu Emmanuel Macron, chiar și cu Biden, nu i-a putut duce pe partenerii occidentali la concluzia că vreo evoluție pozitivă este predictibilă în următoarea perioadă. Mâine se duce și Scholz, la cancelarul german, se duce și dânsul la Moscova. Și rămâne de văzut cum vor evolua lucrurile. Este cât se poate de clar că atâta vreme cât există negociere, nu va fi un război generalizat, dar acest aspect nu poate acoperi variantele de război sub steag fals, de ingerința unor elemente avansate în diverse orașe și mai ales în Kiev pentru a genera momente politice așa numite de opoziție și poate un anume tip de insurgență înăuntrul Ucrainei care să justifice un atac din afară. De altfel, partea rusă n-a făcut niciun secret din acest lucru. Dacă va fi atacată din Ucraina, va răspunde printr-o lovitură militară devastatoare. Ce știm în acest moment este că raportul de forțe între Ucraina și Federația Rusă este de 10 la 1 în favoarea Federației Ruse, iar în caz de atac militar, Alianța Nord-Atlantică nu va interveni militar în Ucraina. Acestea sunt chestiunile fixe. Restul sunt imponderabile, care depind și de tot felul de circunstanțe și se schimbă de la oră la oră. Să vedem declarația lui Volodymyr Zelensky, președintele Ucrainei, imediat după ce s-a încheiat discuția pe care a avut-o la Kiev cu cancelarul german. Нам кажуть, що 16 лютого стане днем нападу. Ми зробимо його днем єднання. Відповідний указ я вже підписав. Цього дня ми вивісимо національні прапори, вдягнемо синьо-жовті стрічки та покажемо всьому світу нашу єдність. У нас одне велике європейське прагнення. Ми хочемо свободи і готові її виборювати. Domnule ministru, există și o declarație la care ați făcut referire mai devreme din partea ambasadorului rus la Uniunea Europeană. Da. El spune, noi nu vom ataca în Ucraina dacă nu suntem atacați, provocați. Și să nu credeți că vom sta deoparte, vom contraataca dacă vom fi atacați. Aici pericolul este ca niște soldați neasumați, da? Să provoace ceva. Da. Sunt mulți de ăștia în estul Ucrainei, nu? În Donbass. Da, mai ales că insurgența din Donbass din 2014 este un loc comun. Deci, din acest punct de vedere, acolo au murit aproape 20.000 de oameni în diverse tipuri
de conflagrații și crize locale sau mai mult generate de intervenția din afară, care niciodată n-a fost una asumată. A fost una prin proxy, cum se spune. Pe de altă parte, în acest moment, practic, în această săptămână, Federația Rusă ar trebui să răspundă în scris la propunerea Statelor Unite de o parte și ale Alianței Nord-Atlantice de cealaltă parte, în ceea ce privește modul în care s-ar putea soluționa această criză. În discuțiile telefonice, domnul președinte Putin a spus: sunt nemulțumit de ceea ce am primit de la Occident. Vom transmite însă un răspuns și nu ne dorim ca războiul să fie cel care va înlocui o astfel de criză. Dar o contrareacție pe care Moscova ar interpreta-o ca fiind un răspuns la agresiune poate fi oricând valabilă. Vă dau un exemplu. 1000 de militari prin rotație în România au fost interpretați în zona media în Federația Rusă ca fiind o pregătire de ofensivă, în ceea ce privește o ofensivă împotriva Federației Ruse. Dacă își imaginează cineva că acei militari care respectau, militarii americani care respectau două principii fundamentale pe care le cunoștea și Federația Rusă, și anume garanțiile de securitate pentru un stat membru NATO, doi, principiul rotației, consemnat în acel acord din 1997 NATO-Rusia, la care face referire astăzi domnul președinte Putin în ideea de a fi înlocuit. Deci, din această perspectivă, atunci, în 1997, înțelegerea politică ce a stat la baza relațiilor dintre NATO și Federația Rusă pleca de la principiul că cele două părți nu se consideră dușmani. Și evident, nu sunt nici parteneri și prieteni și atunci trebuie să existe o cale de mijloc pentru un anume tip de cooperare, să-i spun așa. Și ideea de a nu avea baze permanente a fost în acel moment compromisul pe care Alianța Nord-Atlantică l-a făcut către Federația Rusă. Deci nu este deloc justificat în acest moment să schimb ceva ce atunci a reprezentat un compromis chiar pentru Moscova. Dar, mă rog, se ocultează anumite zone. Cum, în egală măsură, domnul președinte Putin a fost foarte nemulțumit în ceea ce îl privește și pe Emmanuel Macron și va transmite și mâine cancelarului german același tip de atitudine. Grupul Normandia, Germania, Franța, Ucraina și Federația Rusă ar fi făcut un proiect de acord după intervenția din 2014 pe care Federația Rusă îl dorește aplicat parțial, și anume numai în zona privind autonomia regiunii Donbass, autonomie lărgită. Practic acea regiune ar trebui să aibă capacitatea să aibă un cuvânt de spus inclusiv în politica externă a Kievului, urmând ca Ucraina doar să își poată recăpăta frontiera estică spre Federația Rusă. A doua parte a acelui acord însă nu pare a fi de interes pentru Moscova, pentru că în a doua parte Moscova își asuma evident obligațiile de a se retrage, de a nu mai interveni în zonă, de a nu genera situații de criză sau conflict, etc. Se discută însă numai și numai de ceea ce Kievul ar fi trebuit să adopte, inclusiv acte de amnistie pentru insurgența din zona Donbass-Lugansk. Ori, din această perspectivă, acest tip de abordare selectivă într-o situație de criză, pe de o parte arată faptul că nu dorești practic să ai o soluție de compromis care să fie atot cuprinzătoare, iar în egală măsură dorești ca ceea ce se întâmplă să depășească Ucraina, ci să se resfrângă în ceea ce privește lumea euroatlantică. Aici se confruntă două școli de gândire. Una care ține de acordul de la Helsinki din 1975, prin care atunci, din 1975, inclusiv URSS-ul a fost de acord să nu se mai modifice frontierele prin forță, să nu mai existe ingerințe în ceea ce privește exercițiul de suveranitate statelor europene, și Ialta, doi, o reîmpărțire a sferelor de influență, ceea ce în lumea de astăzi este aproape imposibil. Și un eveniment astăzi are nevoie de explicație, avem nevoie de explicația dumneavoastră, sunt foarte curios. O scenetă la Kremlin. Vladimir Putin aparent are un arsenal destul de important de mese, lungi, mari. A găsit o masă chiar mai lungă decât cea pe care a folosit-o la întâlnirea cu președintele Franței, doar că de data asta, la capătul celălalt al mesei, erau apropiații lui, chiar ministrul de externe,
într-un moment și în alt moment ministrul apărării. Ei bine, în această scenetă, o să vă explicăm imediat de ce vă spunem că este o scenetă, ministrul de externe îl anunță pe președintele Federației Ruse că Rusia încă nu și-a epuizat toate posibilitățile de negociere și că propune el, Serghei Lavrov, să meargă mai departe discuțiile cu Vestul și chiar să fie intensificate aceste discuții. Vedem momentul imediat, să vă explicăm de ce îi spunem scenetă acestui moment, pentru că acolo nu intră camerele jurnaliștilor independenți care după aceea difuzează la televizor ce-și doresc. Acolo este o singură cameră, se vede foarte bine. Momentul a fost filmat cu o singură cameră, iar momentul, evident, a fost regizat. Iată-l! Мне кажется, наши возможности далеко не исчерпаны. Они, конечно, не должны продолжаться бесконечно, но на данном этапе я бы предложил их продолжать и наращивать. Хорошо. Какая-то часть из них завершена, какая-то завершается, что-то предстоит еще выполнить с учетом масштаба учений, которые были спланированы, которые были начаты по вашим поручениям еще в декабре месяце. Vi s-a părut că l-ați văzut prea puțin pe Vladimir Putin? Da, pentru că s-a văzut prea puțin. El nu a zis decât bine. Ce înseamnă asta, domnule ministru? Politica stick and carrot. În sensul că, pe de o parte, Lavrov, cel care este intermediarul Occidentului în transmiterea mesajelor către președintele Federației Ruse și răspunsul Federației Ruse către occidentali, celelalte teme decât cele pe care le discută direct șeful statului rus, și zona de apărare care în acest moment încearcă să acrediteze ideea practic a faptului că Federația Rusă este cea atacată. Deci trebuie să se înțeleagă că din punctul de vedere al conceptului lansat public, Federația Rusă se consideră în defensivă. Deci, ori, din acest punct de vedere, ai pe de o parte o persoană care are credit, asta e situația dată, Serghei Lavrov are o istorie a credibilității privind mesajul care e transmis, un ministru de externe contează nu prin idiosincraziile personale, contează prin modul în care ceea ce se înțelege cu omologul sau omologii săi se implementează după aceea în țara pe care o reprezintă, pentru că altfel nu avem ce să discutăm. Și zona de apărare care spune, da, suntem pregătiți. Dacă dialogul aici, la masă, conduce la ideea că trebuie să reacționăm militar, suntem pregătiți. Deci, practic, s-au transmis două categorii de mesaje, față de care domnul președinte Putin a transmis, da, mulțumesc, eu nu dau preferință niciunuia, nici altuia. Eu, din punctul de vedere al comunicării către opinia publică, am luat act. Sigur, ce s-a discutat după aceea, în mod evident. Eu am luat tact. Dumneavoastră, cei din Occident, în acest moment, și parteneri de negocieri, și în amicii noștri, pentru că înconjurați Federația Rusă, urmează să alegeți. Iată care sunt opțiunile Federației Ruse. Nu le-am spus eu. N-aveam cum să spun, pe de o parte, că am o politică de reacție militară, iar pe de altă parte, că sunt disponibil la dialog. Era o contradicție în termeni. Și atunci mi-am pus titularii să vorbesc. Agresorul s-a transformat în victimă. Da. De fapt, asta este toată manevra. Exact. Ceea ce ei consideră să fie și comunicat ca atare, adică da. Și alții se consideră la fel. Și justificat în dialogul politico-diplomatic. Inclusiv din punctul de vedere al dialogului, să zicem, informal, nu neapărat al celui care se vede la televizor sau care este transmis în zona de media. De exemplu, canadienii și americanii și-au retras trainerii militari. Retragerea personalului, cum se spune, neesențial al oficiilor diplomatice. Este vorba tot de o chestiune de atitudine. Nu sunt șanse foarte mari să fie război. Un război generalizat care să pună în pericol și pe cetățenii străini. Dar gestica, în acest moment, este esențială. Orice astfel de comunicare își are logica sa. Ideea de a pune o distanță de 10 metri între doi șefi de stat este, cum să spun, aproape fără precedent.
în mod normal, apropierea se întâlnesc ca să... într-o logică absolut naturală. Această distanță arată distanța între argumentație. Pentru că Franța, fiind la președinția Uniunii Europene, nu numai Parisului îi se transmitea acest mesaj, ci întregii Uniuni Europene și europenilor în general. Repet, acordurile de la Minsk 2 ne duse la îndeplinire, în opinia Federației Ruse, problemele de adeziune ale europenilor, mai mult sau mai puțin susținute de toată lumea, dar până la urmă eficiente, ceea ce privește regimul de sancțiuni. Acum funcționează un regim, două regimuri de sancțiuni pentru ce s-a întâmplat în 2014 în legătură cu Federația Rusă. Decise de europeni, de Uniunea Europeană, lăsând la o parte pe americani. Ori din această perspectivă, în mod evident, masa aceea lungă și momente bine gândite de a da hârtiile la o parte. Ne întâlnim la o distanță și dau hârtiile la o parte, arătând că practic n-am nevoie să mă informez. Da, te ascult. Toate acestea sunt la aceste nivele și într-o situație de criză uriașă, pentru că este, se pare, cea mai complicată criză în ultimii 70 de ani. Au o valoare de întrebuințare, atât din punct de vedere al politicii naționale, cât și al atitudinii celor care ne urmează. Pentru că negociem la mai multe mese. Și nu vom fi noi șefii de stat, să spunem, prezenți la toate aceste negocieri. Dar mesajul s-a primit. Orice vine din zona franceză în acest moment presupune o masă de 10 metri între noi. New York Times publică astăzi o hartă care explică mobilizarea militară a rușilor. De unde au adus ei militari și mașini de luptă din Marea Rusie ca să îi planteze de-a lungul granițelor Ucrainei? Și constatăm că sunt trupe care au fost aduse taman de la Vladivostok. Jumătate din glob au călătorit militarii aia. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că nu are trupe mai aproape? Asta înseamnă în mod sigur că operațiunea e una scumpă? Dar de ce? De ce o mobilizare de la o distanță atât de mare? S-a întâmplat și în 2008-2009 războiul din Georgia. În acel moment, ocuparea, intervenția spre Oseția și Abhazia, regiunile separatiste din Georgia și după aceea spre Tbilisi, spre capitală, s-a făcut cu trupe aduse de la Sankt Petersburg. Tot așa, de la o distanță foarte... invers, pe exact, cealaltă diagonală. Exact, la o distanță foarte mare. În general, aceste intervenții, începând de la războiul din Transnistria din 1992, în primul rând că marea lor majoritate s-au desfășurat în jurul Mării Negre. Mă rog, slavă Domnului că nu e peninsula Kaliningrad cea mai... Dar acolo se discută probleme de securitate și în zona aceasta se execută probleme de insecuritate. Da, mă rog, asta este o altă temă. De regulă, forțe militare care au făcut exerciții cu un an, doi înainte în acea regiune. Deci ei au desfășurat exerciții militare, au plecat, uneori au lăsat tehnica în urmă și pe urmă se întorc pe o zonă pe care o cunosc din punct de vedere strategic. Explicația deci este militară. Da, are... Deci au făcut un training în ceea ce privește punerea în practică la un moment dat a unor anumite măsuri. Nu vreau să mă refer la alte exerciții care s-au desfășurat în jurul Mării Negre. Acum, domnule ministru, cum se va rezolva toată problema asta? Cum se va rezolva această criză? Evident, nu puteți să ne dați răspunsul universal valabil, dar din elementele care există acum, cum se încheie? Sau se va încheia vreodată? Da, se va încheia pentru că mobilizarea este una foarte mare. Sunt tineri de 19-20 de ani care au făcut Revelionul și Crăciunul în Bareci, mă refer la militarii ruși, care nu sunt crescuți și educați în vremea URSS, ci cu internet, etc. Oamenii ăștia își fac propriile judecăți de valoare. Motiv pentru care vor trebui să aibă o argumentație politică de a se retrage foarte serioasă. O argumentație care să sprijine Federația Rusă într-o invazie generalizată, în egală măsură, după părerea mea, nu există. Da, într-adevăr, Alianța Nord-Atlantică nu va reacționa în oglindă, în Ucraina, printr-un răspuns militar corespunzător. Dar există foarte multe alte modalități. Sigur, dacă vorbim de sancțiuni economice, cineva o să spună este prea puțin. N-aș fi chiar atât de sigur.
Ceea ce se testează însă acum nu este raportul de forțe, cine trage mai repede și mai tare, ci modul în care NATO, în condiții de criză, rămâne solidar. Faptul că Stoltenberg a venit aici și a mers la baza de la Kogălnicianu arată, este cel mai important semnal, vreau să vă spun, chiar mai important decât desfășurarea 100.000 de militari ai Alianței Nord-Atlantice. Pentru că arată că din punct de vedere politic, lângă România se află Alianța Nord-Atlantică. Punct. A, că unii au mai spus una sau alta, că Nord Stream 2 e blocat sau nu, sunt chestiuni până la urmă de detaliu. Pot să vă dau un exemplu. Nord Stream 2, acel atât de discutat coridor de energie, sub nicio formă n-a blocat Germania în NATO în a-și exprima categoric susținerea privind regimul de sancțiuni în legătură cu ocuparea în 2014 a Crimeei. Deci același stat care pierdea economic foarte serios era în egală măsură același stat care impunea o atitudine politică înăuntru Uniunii Europene și Germania putea acest lucru în acea perioadă. Ei, din această perspectivă, exercițiul de testare, după părerea mea, nu a ieșit în favoarea Moscovei. Urmează ceea ce se obține de la masa negocierii. Acolo situația va fi extrem de complicată, pentru că în timp ce se negociază, privești peste geam, peste umărul celui care negociază, metaforic vorbesc, și vezi trupe. Vezi desfășurări militare, care pot sau nu pot, la un moment dat, să creeze acea iminență. Ei, acesta este un vector de presiune foarte serios. În condițiile discuției teoretice, ce înseamnă o politică a ușilor deschise a NATO? Ce înseamnă să reluăm dialogul care a fost coborât după 2014 la nivel minim diplomatic și acum să-l reluăm la cel mai înalt nivel? Este un pas, este un câștig. Deja s-a întâmplat acest lucru. Da, dar cât pot să împing NATO în a fi concesiv? Și unde să împing NATO în a fi concesiv? Pe de altă parte, am zona americană care mi-a trimis, a trimis la Moscova niște hârtii prin care se referă mai ales la controlul armamentelor și reluarea dialogului privind rachetele nucleare, balistice, mă rog, tratatul INF, armament convențional, iar pe de altă parte, Alianța Nord-Atlantică care spune, nu numai că nu dăm înapoi, mergem în România și cu secretarul general și suntem acolo. Totul este un joc cumplit, pot apărea accidente, pot apărea erori de decizie, dar orice greșeală într-un astfel de moment intră în acel tip de spin care poate duce la un război global, ca lucrurile să fie cât se poate de bineînțelese. Pe de altă parte, controlul pe decizie este unul foarte serios și la Moscova și în cadrul Alianței Nord-Atlantice. Și la Washington în egală măsură. Ce vedem în acest moment este că la una din ideile de a înlocui europenii cu americanii, o simplifică, a înlocui europenii cu americanii a fost prima iterație pe care a mers Moscova, s-a dovedit că mai bine o lăsau doar cu NATO, pentru că americanii s-au dovedit mai categorici decât europenii. Se spera un anume tip de oboseală americană. S-au retras din Afganistan, zona Indo-Pacifică, China, problemele legate de Taiwan, overstretch-ul de care se plâng toți cetățenii americani din Alabama până în Texas. Iată că nu a generat și un anume tip de rezervă, pasivitate, comoditate. Din potrivă, americanii și-au însușit și mai serios responsabilitatea privind NATO, privind frontiera NATO și privind Ucraina. E, aici a fost un calcul greșit, dar jocul continuă. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc, Cristian Diaconescu!